Astra Giurgiu a dovedit în sezonul trecut că are un atac bine pus la punct, care a dat rezultate foarte bune. Cu toate astea, se dorește creșterea numărului atacanților, iar primul transfer în acest sens a fost deja anunțat de impresarul Victor Becali. Astfel, lotul lui Isail îl va primi curând pe atacantul român Denis Alibek, împrumutat în acest sezon de Internaționale Milano la FC Bologna. Alibek a fost propus pentru transfer și echipelor Dinamo și Steaua, dar se pare că în cele din urmă, tânărul atacant va semna cu echipa din Giurgiu, pentru că lucrurile sunt destul de clare. Mai este doar de dat cu pixul, după cum a declarat Victor Becali. Denis Alibek are 23 de ani și a jucat pentru Farul Constanța, Inter Milano, Mechelen, Viitorul Constanța și FC Bologna. Din păcate, Alibek nu a mai jucat un meci ca titular de pe 24 mai 2013, motiv pentru care se speculează că o clauză din contractul pe care îl va semna cu Astra prevede că Denis ar putea fi cumpărat la finalul împrumutului numai în cazul în care va da randament. Thank you.